Nevoia de conectare, spuneam, este cea mai importantă nevoie a ființei umane. Noi nu suntem făcuți să trăim în izolare, nu suntem făcuți să trăim singuri. Suntem ființe sociale. Și unul dintre cele mai importante studii care s-a făcut vreodată pe parcursul mai multor ani a legat fără doar și poate calitatea relațiilor din viața noastră de o stare de bine. Le poți avea pe toate în viață. Poți avea bani, poți avea sănătate, poți avea un job care îți place foarte mult. În schimb, dacă nevoia de conectare nu ți este satisfăcută, încet, încet începi să te stingi pe dinăuntru. Începi să simți că nu mai ești văzut, că nu mai ești valorizat. Iar iubirea, de care avem cu toții atât de multă nevoie, este cel mai important combustibil pe baza căruia funcționăm. Și acolo unde nevoile noastre fiziologice sunt satisfăcute, dacă nu mai avem iubire, nimic nu mai avem. Așadar, astăzi vom vorbi despre cum reușim pentru noi să ne satisfacem nevoia de conectare și cum facem asta pentru copiii noștri într-o perioadă de timp în care școlile sunt închise, cele mai multe grădinițe sau spații de joacă la fel, fețele oamenilor sunt acoperite de o mască și ne trezim singuri între 4, 6, 8 pereți, nici nu contează câți are casa, încercând să ne satisfacem unul altuia această nevoie de conectare în familii de cele mai multe ori restrânse. Cu copii care, mulți dintre ei, nu au șansa să vadă alți copii la față sau să se joace cu ei pe parcursul foarte multor zile. Este evident că oamenii care au relații sănătoase, relații frumoase, relații armonioase, sunt aceia care sunt mai sănătoși, sunt aceia care trăiesc mai mult, sunt aceia care au mai puține sau deloc probleme la nivel emoțional și prea des în jurul nostru oamenii care sunt stresați, care intră în depresie, sunt trimiși la psiholog sau la psihiatru, mulți dintre ei ulterior primesc pastile pentru stările lor depresive și e foarte ușor să acoperim stările noastre depresive cu o pastilă. E foarte ușor să ne gândim că există un panaceu pentru modul ăsta blue, așa cum spunem de multe ori într-o limbă americanizată, pentru stările noastre de tristețe. E foarte simplu să ne gândim cum acoperim starea asta. Și fiecare dintre dependențele noastre are de fapt la bază o suferință. Tot ce înseamnă alcool, tot ce înseamnă lipsă de somn, tot ce înseamnă televizor sau mâncat excesiv, toate aceste comportamente au la bază o suferință comună. Și suferința comună este dată de lipsa satisfacerii nevoii de conectare în primul rând, iar mai apoi în lipsa de satisfacere a celorlalte două nevoi psihologice de bază, cu care fiecare ne naștem și nu ne părăsește toată viața. Nevoia de a ne simți utili, nevoia de a ne demonstra că suntem în stare, nevoia de a învăța, nevoia de a deveni și nevoia de a lua decizii, de a face alegeri, dar de a ne simți sursa propriilor noastre acțiuni. Și același lucru s-a întâmplat, cred că în urmă cu 2 săptămâni, când tatăl meu, la 82 de ani, a acuzat stări de amețeală și îl simt la telefon de fiecare dată când vorbesc cu el că este trist. De ce este trist tatăl meu? Pentru că mama nu se simte bine. Mama are acum o combinație de Alzheimer cu Parkinson, într-o stare alarmant de progresivă, da? se înrăutățește starea ei pe zi ce trece, tata este singur cu ea în fiecare zi și această perioadă l-a făcut să se izoleze, deși el e un om puternic și a spus-o de la început că preferă boala singurătății și că nu vrea să trăiască o viață moartă, ci o viață vie, că nu sănătatea este pe primul loc, ci sănătatea emoțională. Cu toate acestea, oamenii din jurul lui au simțit să-l protejeze, deci l-au izolat. Și s-a dus de bunăvoie, așa conștient cum știu că e tatăl meu și puternic, la un psihiatru care m-a sunat. Pentru că în protocolul lor scrie că dacă ei consideră că există un risc la persoana respectivă, cum că și-ar putea face rău, anunță membrii familiei.
Și el a spus foarte clar, nu, tatăl dumitale n-ar putea să facă așa ceva, e un om puternic și foarte conștient, cu toate acestea e de datoria mea să dau telefon. Și uite, i-am prescris aceste medicamente și e bine să știți cam ce se întâmplă. Și am vorbit cu tata și am realizat amândoi foarte repede că nu e despre pastile. Nu e despre pastile, e despre cum aduci binele în viața ta. Despre cum realizezi ce-ți lipsește și cum faci în așa fel încât să ajungi din nou la soare. Pentru că fiecare dintre noi suntem ființe, la fel ca toate din jurul nostru, foarte dependente de mediul în care trăim. Dacă iei un copăcel de afară, de unde are spațiu și soare și aer și ploaie, și îl muți într-un ghiveci în casă, la fereastră, va supraviețui. Dar nu va fi în elementul lui, nu va fi un copăcel fericit și probabil că va înceta să mai facă flori sau fructe. Și va mai crește o frunzuliță și poate în loc de 4-5 cm pe an va crește unul. Va supraviețui. În schimb, dacă muți copăcelul mai departe de fereastră, în mijlocul încăperii, unde nici măcar soare nu are, încet, încet plântuța se va ofili. Dacă îi reduci cantitatea de apă sau calitatea ei, același lucru se va întâmpla. Iar asta este valabil și pentru noi. Ăsta este motivul pentru care susțin de fiecare dată că, deși sănătatea noastră fizică este foarte importantă, nu putem să ne axăm exclusiv pe sănătatea fizică. Nu poate deveni singurul motiv pentru care facem lucrurile și singurul obiectiv în viața noastră. Pentru că dacă sănătatea fizică este principalul motiv care ne face să luăm decizii și să facem alegeri în viața noastră, atunci e simplu, nu? Adică ne închidem în casă, tragem obloanele, nu ne mai întâlnim cu nimeni, e foarte posibil să rămânem sănătoși fizic, am zis foarte posibil, deși e evident că nu asta se va întâmpla, sistemul nostru imunitar va avea de suferit și e suficient să deschidem geamul și să ne prindă un pic curentul și s-a instalat răceala. Nu poate fi acesta singurul obiectiv și acesta este motivul pentru care, da, foarte mulți oameni astăzi sunt triști.